Copilul de doar 2 ani din Carei a ajuns inițial la spitalul din Carei, după aceea a fost adus la unitatea de primiri urgențe din satul mare. Cum starea lui s-a agravat, medicii au solicitat transferul copilului la Cluj-Napoca. Copilul de 2 ani și 4 luni a ajuns în stare gravă la spital după ce a băut o substanță toxică. Se pare că a fost lăsat nesupravegheat preț de câteva minute, timp în care a ingerat un insecticid extrem de puternic. Micuțul nu suferise arsuri la nivelul căilor digestive, însă a ajuns la spitalul județean în stare de comă. Având în vedere starea gravă a copilului, medicii au solicitat un elicopter cu care acesta a fost transportat la Cluj. Acum se află sub strictă supraveghere a medicilor. Acesta accidental a ingerat o substanță organofosforică, un insecticid foarte toxic. A ajuns la noi în stare gravă, stare comatoasă. Sigur, imediat s-a constatat gravitatea cazului, s-a luat legătura cu o clinică de specialitate din Cluj, am primit acceptul lor, am solicitat un elicopter și a fost transferat în, știu, maxim o oră de la ajunge la noi, a ajuns la Cluj, copilul a fost transferat la Cluj. Produsul ingerat de copil este un insecticid organofosforic care asigură o combatere sigură și eficientă a dăunătorilor din culturile de câmp, livezi, vița de vie și depozite.